Craiova, care a adus aminte de, de ea, s-a întărit până acum doar cu un singur fotbalist, un fundaș dreapta Suari din, din Finlanda. A renunțat la Kurtić, pe care țin minte că tu îl criticai chiar aici la, la emisiunea noi, la GSP Live. Crezi că ar mai avea nevoie de, de întăriri? Eu am spus de la început că și înainte să-l ia, am spus să nu-l acționeze. Asta a fost părerea mea. Va mai veni jucător, chiar astăzi cred că va semna un jucător. Astăzi va semna un jucător, Craiova? Da. Cel din Honduras? Da. Jucător foarte important, care cred că va aduce un mare plus echipei. Ai putea să ne spui mai multe detalii? Jucător cu experiență? Da, un jucător cu experiență. Al doilea capitan al Naționalului Hondurasului. Honduras care cred că se va, se va califica la campionatul mondial. Jucător care a făcut cuplu cu Chiellini. Din informațiile mele din Italia, de la ei, este un jucător foarte, foarte, foarte valoros și foarte puternic. Îl vezi peste Medialii Gintui? Care este... Cum? Îl vezi peste Medialii Gintui? Da, îl văd un jucător care se va impune foarte rapid. Nu este un jucător foarte înalt, dar este un jucător foarte puternic și foarte rapid. Și cu tehnică destul de bună. Îl văd un jucător care va face față cu brio la Craiova și cred că va fi un transfer reușit și vor lua mulți bani în viitor pe el.